reședit astăzi în ședința ordinară, convocată de primar. Am primit, prezența este 11 în sală, da? Că am numărat bine de 4, 11. 11. Domnul Chitic pe WhatsApp web, 12. Domnul Berușcă a lăsat un vot online, dar este în drum, ajunge întârzi un pic, avea o programare. Prin urmare, suntem 12. Suntem lipsă fiind domnul Ceaunaș și doamna Vasileu, care a scris pe, pe grupul nostru, că votează cu pentru, dar nu cred că poate fi luat votul așa în considerare. Prin urmare, avem vormul pentru adoptarea tuturor hotărârilor de ordine de zi. Tot ce înseamnă administrare de patrimoniu, în speță acel teren de la Direcția Agricolă. Și ce mai avem noi? Instituirea unui drept legal de servitute sunt legate de patrimoniu și ne trebuie acea majoritate calificată de 11 voturi ca să treacă proiectele de hotărâri. Suntem 13, deci avem vot. Am primit avizele de la toate cele trei comisii de specialitate, sunt favorabile, prin urmare putem începe ședința. Vă rog, înainte să începem, să începem cu imnul României. De fiecare dată am zis că este legal, este moral și să începem cu imnul și să fie o tradiție. De acum încolo. Avem tot ce trebuie. Și domnul Răzvan să se ocupe de chestia asta în ședințele mele. Rugăm. Dar prima și ultima strofă. Începem cu ședința. Să votăm proiectul de ordine de zi, așa cum ați văzut, inițial au fost 9 proiecte pe ordinea de zi și s-a suplimentat azi dimineața cu unul, pentru că este nevoie de garanție și avem timpul scurt acordat de afir. Dau citire proiectului de ordine de zi, proiect de hotărâre numărul 83, privind aprobarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea delegatului Grid pentru suprafața de 112,40 m² în vederea realizării lucrărilor de execuție de gaze naturale subterane, extindere, rețea și îngrașament gaze naturale presiune redusă, ce se va executa în sat Crihan, strada Aviatorului numărul 23, comuna Mugura, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 84, privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Comuna Mugura pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor ASC CRAPS A din data de 6.11.2023. Punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 85 privind instituirea unui drept legal de uz și servitude în favoarea de gaz grid pentru suprafața de 39 de metri pătrați, strada Ferarelor, din satul de Alumare, din domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău, pentru lucrarea, extindere, conductă și raport gaze naturale pentru imobilul proprietate Gondariu Alina, Vasilica Gondariu Dorel Dumitru. Punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 86, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2023, ianuarie 2024. Scuze, am uitat să spun, toate proiectele până acum sunt inițiate de domnul primar. Punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 87, privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Comuna Măgura, ANAGA, Asociația ADIP, cu privire la punctul 1 scris de pe ordinea de zi al ședinței AGA ADIP din data de 6.11.2023, inițiator primarul comunei. Punctul 6,
Proiect de hotărâre numărul 88 privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Măgurari de Zubacău. Inițiator primarul comunei Costă Șuzache. Punctul 7. Proiect de hotărâre numărul 89 privind trecerea din domeniul privat al comunei privind trecerea în domeniul privat al comunei Măgurari de Zăbacău unui imobil, teren din Travlan, categoria de folosință drum, numărul cadastral 64074, strada Bujorilor, situat în comuna Măgura, sat Măgurari de Zăbacău, inițiator domnul primar. Punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 90 privind constatarea și aprobarea încetării prin retragerea concesiunii și rezilierea contractului de concesiune. Numărul 30 din 17.05.2006, înregistrat cu numărul 1899 din 9.05.2006, având ca obiect suprafața de teren de 1000 de metri pătrați, situat în satul Cârhan, comuna Măgura, județul Bacău, inițiator domnul primar Costa Șuzache. Punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 91 pentru constatarea și aprobarea încetării prin retragerea concesiunii și rezilierea contractului de concesiune 33 din 17.05.2006, înregistrat cu numărul 1900 din 9.05.2006, având ca obiect suprafață de 1000 de metri pătrați, situată în sat Măgura, sat Trihan, comuna Măgura, județul Bacău. Și acesta este proiectul de ordine de zi. A venit și domnul consilier Berușcă, deci suntem 13 prezenți și domnul primar. Supun la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Domnul Titix? Ne auziți? Da, spuneți că votați cu pentru, că nu, eu nu văd. Mă văd colegi doar. Pentru! Ok, deci avem 13 voturi pentru proiectul de ordine de zi. Domnul primar a suplimentat ordinea de zi cu proiectul de hotărâre numărul 92 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române în vederea prelungirii contractului de finanțare pentru proiectul înființare și dotare de locuință două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit, sat Crihan, comuna Măgura, județul Bacău, finanțat din fonduri europene nerambursabile prin PNDR, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică prin PNDR în favoarea APIR. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi cu acest proiect? Pentru. Să abține cineva? Pentru. Da, da. Deci avem suplimentare. 13 voturi pentru. Ok. Apoi avem o sumedenie de procese verbale de aprobat. Sper că ați avut timpul necesar. Apar două din ele sunt mai lungi, restul sunt de la extraordinare de îndată, care au fost scurte. Începem cu primul proces verbal din 24-8-2023. Discuții? Cum e domnul? Ce? Au venit prea peste și n-am apucat să niște așa pentru care... Sau împotriva? La țineți? La cine? Nu la exul de la... Nu, la procesele verbale. Nu știu, adică... Da. Maxim. Alte discuții? Supun la vot procesul verbal din 24-8-2023. Cine este pentru? Abțineți? Domnul Ce? Pentru. Deci 12 pentru, abținere domnul Ce. Deci la procesul verbal din 29-8-2023, la ședința extraordinară, discuții. Spunem la vot cine este pentru? Abține? Pentru. Mulțumesc. Procesul verbal. La asta? Da. Nu, da, să deci, da, sunt victoare, că nu... Deci abține la procesul verbal. Nu, deci abține la procesul verbal. N-am apucat să știți. Ok. Abține 3.
3, da? Deci 10 pentru și 3 abține. Domnul Tăzău. Zice și încă cineva. Mai fost o abținere? Tu te-ai abținut. Da. Procesul verbal de la ședința ordinară din 28.09.2023. Discuții? Cine este pentru? Abțineri? Domnul Chitic? Întrerupt. S-a întrerupt? Cautul procesului. Nu. Deci avem... Da, nu să vorbească de critic. Da, s-a întrerupt, cred că n-am mai mișcat mouse-ul. Trecem la procesul verbal la ședința de extraordinar convocată din data de 9.10.2023. Discuții? Cine este pentru? Abțineri? Și doamna... Deci, 9.10.2023. Da? Ok. Ține. Deci, haideți să trec abținerile. Domnul Trestaru, domnul Vice și domnul Puliu. Deci, trei abțineri. Domnul Chitic. Mă auziți? Da? Pentru. Da. Eu sunt pentru. Deci, da, avem și votul, dar... Pare bine, domnul Chitic. Și ultimul proces verbal de tot la ședința extraordinară convocată de îndată din 18.10.2023. Vorbesc prea repede. Discuții? Cine este pentru? Abțineri? Pentru. Ok, deci tot la aceleași trei abțineri. Ok, am terminat cu punctele, cu procesele verbale. Începem cu ordinea de zi. Primul punct al ordinei de zi. Spune-te, rog. Domnul Vlad, cu ce vă abțineți la aceste procese de bază dacă ați participat la ședință? Fiecare poate să abțină fără să spună de ce. Da. Trecem la primul punct al ordinei de zi. Proiectul de hotărâre numărul 83 privind aprobarea cu titlu gratuit a dreptului de uz pentru strada aviatorilor, gaze naturale. L-am citit mai devreme, domnule primar. Extinderea rețelei electrice și branșamentului. Pentru extinderea de rețele de gaze naturale, vor mai fi proiecte și în următoarele ședințe, pentru că este etapizat, deorganizându-o, scoate la licitație urmarea solicitărilor noastre, toate străzile astea pe care se fac extinderea de gaze. De pentru că trebuie să dăm și servituri pentru executarea din proiect. Așa e procedura legală. Votăm? Ce bine? Domnul Zice, vă rog. Știți că nimeni nu este împotrivă și vreau să ridic o problemă. În cazul în care gaz grid, să spunem, vinde naft gaz, nu știu care, știți? Adică se transmite, adică ar trebui totuși să-i dăm un drept gratuit cu clauze. Adică să vă... Vă rugăm, vorbiți când vi se dă cuvântul. Ați înțeles? Mai sunt întrebări? Votăm. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Chitic? Pentru. Abțineri, nu? 13. Știți, sunt multe proiecte pe ordinea de zi. O parte au...
legătură și cu persoane fizice. Dacă dumneavoastră știți că vă puteți afla în conflict de interese sau în compatibilitate, vă rog să anunțați la începutul dezbaterii respectivului proiect de hotărâre. Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Privind acordarea mandatului special al reprezentantului Comunei Măgura în ședința CRAB din 6-11-2023. E un proiect foarte care îl cunoaște, executează și ședința CRAB. Este nevoie de mandatarea reprezentantului legal, primarul Comunei Măgura, să mea pentru din partea dumneavoastră, clasul local. Așa e, tipologie. Votăm. Cine este pentru? Domnul Titic? Pentru. Abține? Abține, da. Proiectul numărul 3? Proiectul numărul 3 este tot un drept de uz pentru și servitute în favoarea del gaz, pentru 39 metri pătrați, strada Ferarilor, tot extinderii conducte de gaz și branșament. De aceea l-aș ocupa la proiectul. Da, la primul număr. Sunt discuții? Cine este pentru? Punem la vot. Cine este pentru? Pentru. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Trecem la 4. Alegerea președintelui de ședință. Propuneri, vă rog, doamna Coiceanu. Eu propun pe domnul Mihai Chiper, președinte de ședință și domnul Suplean. Mai sunt alte propuneri? Nu. Susținem la vot? Spunem la vot. Cine este pentru? Avea și eu o propunere. Vă rog, spuneți. Avea și eu o propunere. Vă ascult. Tot domnul Chiper, nu? L-am propus pe domnul Berușcă și Suplean pe domnul Chiper. Am înțeles. Haideți că le supunem la vot, domnul Chitic. În propunere pe domnul Berușcă. Mulțumesc, domnul Colonel, dar declină motivul. Da, și supleat pe domnul Chiper. Da, declină. Nu-i de acord, domnul Chiper. Mergem prima dată pe propunerea de titular, domnul Chiper. Cine este pentru, ca să vedem ce rămâne? Domnul Chitic, cum votați la propunere ca titular pe domnul Chiper? Împotrivă! Ok, și pentru domnul Dăscălescu, prima propunere pentru supleant. Cine este pentru? Așa, deci avem domnul Chitic împotrivă, nu? Domnul Chitic. Ați făcut gata cu ei. Și eu gata. Bună mine. Da. În urmare, nu-și mai are rostul să supunem la vot a doua propunere, pentru că avem 11 pentru și 1 împotrivă pentru fiecare. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre, deci în forma care au fost propunerele. Prin urmare, domnul Chiper, președinte de ședință, cu supleant, în cazul care lipsește titularul, domnul Dăscălescu. Spune-mi la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru și eu. Mai ales domnul Chiper și-o dorie din toată inima. Cum să-l refuză? Da. Se citește pe față, domnule. Păi, vă spun din luna trecută. Au dat titlul. Da, bun. Trecem la următorul punct. La punctul 5, care este acordarea mandatului special al reprezentantul legal al comunei noastre, Naga Adid, pentru ședința tot din 6-11-2023. Aceeași procedură care o cunoașteți, avem un punct pe urmea de zi. Aveți discuții sau? Da. Întreb, nu este, să știi, nu trebuie când dai mandatul să-i spui și cum votează în adunare? Ba da, dar ce proiect nu scrie și votează? Îți ceri ei. Nu, în proiectul de hotărâre scrie că pentru a-l vota pentru. Nu poți, mandatul nu îl hotărăște. Nu suntem de acord, nu votăm. Nu-i nevoie să vădă jucătă. Da. Deci, cine este pentru? Ram. Un pentru. Da. Pentru.
Spuneți, domnule, am ajuns la punctul 6 al ordinii de zi privind aprobarea solicitării. Deci, punctul numărul 6. Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău. V-am rugat frumos să vorbiți când vi se dă cuvântul, da? Că avem ședința înregistrată și nu ne putem înțelege așa. Vă rog frumos, da? Domnul primar, vă rog, la punctul 6 cu direcția agricolă. Da, Ministerul Agriculturii ne cere ceva completări la, de fapt, nu datorită faptului că nu am făcut noi un proiect bun de hotărâri. Între timp s-au schimbat ceva la Ministerul Agriculturii. Și atunci o să trebuie să completăm, practic, proiectul din hotărâri anterior. Cu datele solicitate, o modificare, cu datele solicitate de dumneavoastră pentru trecerea imobilului în domeniul public al Comunii Măgura. Și am zis că sunt niște probleme, adică ar fi ultima solicitare ca să poată să ne transmită imobilul. Și atunci zic că ori bine să ne împliem exact solicitarea de la noi. Întrebări? Exact. A schimbat denumirea. S-a schimbat denumirea, efectiv, la imobil. Era casa vreun om în Bună ziua! Așa și... Acum... Se cheamă clădirea administrativă din Comuna Măgura. Da. La toate imobilele lor au schimbat denumirea. Deci toți care au început această procedură tot trebuie să schimbă hotărârile pentru că au schimbat denumirea în domeniul public al statului. Alte întrebări? Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Mircea? Abține, n-am văzut și nici împotrivă. Ok. Trecem la punctul 7. Trecerea în domeniul privat al Comunei Măgura, un imobil, teren intravilan, categoria de folosință drum, cu numărul cadastral 64074, strada Bujorilor, situat în Comuna Măgura, sat Măgura, județul Bacău, domnul Măgurov. Este toleranța locuitorilor de zonă, de aceea da suprafețe din cote indivizi la drum, unde suntem și noi în acea situație. Ce zonă? Metalbac, strada Bujorilor, unde vor fi care o serie întreagă de lucrări cu CRAP ESA. După el, în 2014-2020. Deci, lucrări care vor fi de lucrări. Este foarte bine că vor să doneze terenul în favoarea primăriei, va deveni zonele publici. Eu chiar recomand tuturor din zonă, dacă au posibilitatea și nu sunt cumva cu terenul acabat pe la Bălci, să-l doreze către primăria Măgura, ca să te faci și lucrări, adică să ne cumva să ne încadrăm în termenii legali, să putem face lucrări și de asfaltare lucrări de lucrări. Toate lucrurile
Din balasare, este pentru gunoi, pentru asta. Deci sunt unii care efectiv sunt potrivit. Se potrivește neapărat că au probleme vizuale de... Avem noi probleme până la urmă, pentru că lucrările pe bani publici se fac doar pe domeniul public. Și atunci ai zis că e bine să gândească la aspectul pe care l-am relatat. Da, domnul Lucie. Este foarte bun din acest proiect. Aș fi vrut că toți aceia care au drum cu drum privat sau să fie venit, pentru că noi asfaltăm acum și acum e foarte greu să știți, canalizarea trece prin drumul bisericii și vor fi foarte multe probleme. De asta, dacă tot l-am... Vorbim de strada Mijloc. Da, de strada Mijloc. Trebuie să făcute acum niște investiții acolo. Aș vrea să vă spun că i-am adunat foarte greu pe unii dintre ei, care au înțeles la început, să dea declarații de localiare și noi ca să ajungă în faza care spre lor drumul Blai. Să mai vină la ședință, nu știu dacă... Bun, dar e bine că au acceptat și acum ar trebui să trage apă și canalizare. Au apă. Dar este strada care duce la parcul copii. Da, da. Trebuie făcut să pusă o conductă de apă. Da, există. Da, există. E modernizare. Strada Mijloc e strada care merge la... La parcul copii. La bazin. Iar acolo vor fi investiții. Domnul viceprimar trebuie să le știe pe trebuie pusă o conductă care pentru că s-a făcut rezervorul. Am discutat cu domnul Emilian și a spus trebuie modificat. Da. Supunem la vot cine este pentru? Cine este pentru? Maxinte. Pentru. Ai zis că vii acolo, domnul. Domnul, dacă nu păstrați liniștea... Da. Am ajuns la punctul 8 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 90, privind constatarea și aprobarea încetării prin retragere a concesiunii și reziliarea contractului de concesiune numărul 30 din 17.05.2006, înregistrat cu numărul 1899 din 9.05.2006, având ca obiect suprafața de cerere de 1 de metri pătrat, situată în sat Crihan, comuna Măgura, județul Bacău. În timpul ședinței au venit niște cetățeni, vă rugăm să se prezinte în sală. Sunt concesionarul contractului. Numele, vă rog, că se înregistrează. Ceaușul Ioan Bogdan. Da, și doamna? Ceaușul Ioanța. Mulțumim. Dacă au ceva să-mi spun, vă băiam. Prezentat în azi, vă zic eu, domnul primar, și după aceea. Da, așa e scoară. Nu? Da. Avem situații... Nu neapărat la domnul la familie Ceaușu, pentru că acolo vorbim de Ceaușu Ioan Bogdan și de, cred că de socul dumneavoastră, respectiv tatăl doamnei Ceaușu, care au concesionat din, cred că a doua oară, 2004-2006 dată, nu? Și care nu au reușit să se încadreze în prevederi contractuale privind începerea lucrărilor într-o anumită perioadă de timp și mai multe prevederi, pentru că sunt trecute în proiectul de hotărâre. De pentru care am început toate demersurile, am făcut notificări necesare pentru reziliarea contractului. I-am invitat și dumneavoastră la, că pe din 2020 începând, le-am făcut notificare să-și clarifice situația terenurilor din zona satului Nou Crihan, pe care nu au edificat nimic până în prezent. De pentru care am luat decizia să reziliem aceste contracte și nu vor fi doar contractele din concesionarea dumneavoastră, ci etapizat, o să luăm fiecare, pe fiecare stat în parte, să vedem unde vrem să construim, ce loturi mai sunt în situația de față, să trecem la rezilierea contractelor. Și să vă spun și de ce. Noi cumpărăm terenul, da? Cumpărăm terenul de la cetățenii Comuna Măgura pentru utilitate publică, pentru introducerea în domeniul public, pentru edificare. Unor, cum avem la domnul Ceaunaș, da? Da. Nu știu cum să vă spun. Cred că putem face și propriu, pentru că
facem un schimb de teren. Domnule, îți dau 1.000 metri în satul nou Crican, care este domeniul privat sau domeniul public al comunei Măgura, pentru un teren care ne este favorabil nou pentru construcția unor edificii din teren studiu. Ceva de mai rău. Nu putem ține, nu putem ține terenul pe care nu, nu, de pe care nu fructificăm nimic. Nu fructificăm nimic și în același timp să ne apucăm de achiziționat terenul din localitatea, așa cum spunea doamna Băieceanu, pe Bangrei. Îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră, că n-au reușit până la ora aceasta să se rezolve situația, să edifice ceva și terenul pe care l-au concesionat omul în acest scop, pentru construirea de locuințe. Dumneavoastră, la momentul de față, nu au nici măcar autorizație de construire eliberată. Vorbim de 2006, da. Ținta pentru concesionarea acestor terenuri este, eu știu, consolidarea bugetului local, prin taxe și impozite, prin tot ce ține de, de o bună organizare acolo. Deci nu suntem organizați la capitolul ăsta și eu trebuie să recunosc până că nu am fructificat ceea ce trebuia să fructificăm din terenul respectiv, dumneavoastră, la ora asta. Trebuia să aibă casele din, mai bine din 14 ani de zile, cred, nu? 2006. Ridicat. Da. Da. Am vorbit și personal cu dumneavoastră aici, poate să vă și relatezi, prin care ne-am solicitat efectiv de bună credință, ca un om ce m-a fost, domnule, cred că este cel mai bine să rezileați așa, că e corect, nu ați ne prin condiții. Domnul Ceaușu. Da, înainte de a vorbi, nu m-am zis că domnul Ceaușu a depus înainte de ședință, cred să vezi pe oră, o adresă scrisă către Consiliul Local, datele de identificare pe care nu le citesc, vă aduc la cunoștință faptul că pe locul concesionat de la Primăria Măgura, conform contractului, se află o construcție din beton, armat, stând într-un beci betonat, acoperit cu platformă de beton și cu acces rampă betonată până la cota zero. Locuința în construcție este împrejmuită, da, cu gardă de beton armat, are turnată fundația și este racordată la rețeaua electrică cu contract de furnizare, cred că a fost scris domnul de la Ion. Construcția nu are autorizație de construire valabilă. Pentru imobilul în cază, voi face demersuri pentru a obține autorizările necesare. Vreau să vă zic că din verificările noastre nu mai există niciodată autorizație de construire. Precizarea. Nici la prima concesionare, nici la a doua. Nici la a doua, nici pentru aceste construcții care dumnealui spune că sunt pe acel teren. Noi avem un proces verbal care l-am pus la materiale ale Comisiei de Verificare. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre și domnul vice. Doamna președintă, eu da, pot fi auzit de colegi? Da? Sunteți auzit, domnul Chitic? Deci domnul Ceaușu, ceea ce spune că are, avea din 2004, din vremea când s-a făcut inventarierea loturilor din satul Nou Crihan. La vremea respectivă vreau să vă spun că domnul Ceaușu a făcut un întreg scandal că de ce vrem să-i reziliem contractul? Pentru același dat și pentru același peci care îl are și acum. Deci nu este corect. Din 2004, 2005, 2000, atunci să fie foarte clar. A avut o susținere în rândul unui consilier și un pic de clemență din partea primarului, totuși 20 de ani, da? Și vorba primarului, noi cumpărăm teren. Da, cred că instanța a hotărât ceva, vă rog frumos. Atât, mulțumesc. Da, mulțumim, v-am auzit, domnul. Domnul vice. Sărbună, doamna președintă, dragi colegi. Aici îmi vreau să îmi permite să vorbesc. Cum a invocat domnul colegul meu apelarea trecută, vreau să vă spun că în mandatul trecut am făcut o comisie de verificare a loturilor inițiată de domnul consilier Preistaru și nu știu și comisia nu a putut duce lucrările până la capăt în mandatul trecut, vorbesc. Pentru că nu s-a pus la niște acte, nu, și n-au, deci comisia n-a dus la bun sfârșit mandatul pentru care a fost
de Consiliul Local. Este foarte bine că se vrea să spună ordine, dar aș vrea să-i adresez domnului primar o întrebare, că să răspundă mai târziu. Știți câte concesiuni avem noi? Câte sunt? 154. 156. La nivelul 1000, nu, 2018. Nu înțeleg care e rostul întrebării. Vă spun eu de ce. Hai, din aceste 156, aș vrea să văd eu procesul verbal la terminarea lucrărilor la jumătate din aceste concesiuni. Pentru că ei au luat aceste terenuri. Eu nu cunosc nici pe domnul Ceaușu, nici pe domnul celălalt profesor, nici nu știu unde este vorba de teren. Dar vreau să vorbesc așa. Dacă vrem să facem dreptate, da, trebuia notificați toți. Știți, și cine nu se prezintă cu acte, cine nu face construcții sau cine nu duce, așa, atunci îi scoatem terenul la vânzare. Vreau să vă spun că avem situații mult mai grave. De exemplu, domnul Smou, îmi pare rău că trebuie să pronunț, știți foarte bine, el a avut concesiunea, deci, pe firmă. A desfințat firma, da? A desfințat-o. Și deci tu, contractul este nul. Și el acum s-a dus la primărie, nu știu, și plătește pe persoana fizică. Când el a avut concesiune pe persoana juridică. De ce n-a fost notificat domnul Snow? Și vă vreau să vă spun că nu am nimic personal cu domnul Snow. Chiar suntem prieteni, dacă vreți să vă spun așa. Dar domnul Snow acolo, terenul ăla acolo, chiar îmi trebuie pentru că, ca să creăm un perimetru de protecție pentru apa. Și mai sunt foarte mulți. Eu vreau să vă spun că sunt foarte mulți care și știm foarte bine cum s-au dat aceste concesiuni. Toți consilierii până în 2016 care au fost, majoritatea au luat terenuri, mai colegi din primărie, foarte bine că au făcut. Și eu știu cum s-au vândut acele terenuri. S-au făcut 10 cm pe toți. Deci nu este corect să numai cu dumneavoastră să-i așa. Ori îi dăm un termen să intre în legalitate și să facă așa, ori executăm pe toți. Adică nu trebuie să facem... Sunt contracte, s-a mers clar ce au de făcut. N-am terminat dumneavoastră și vă dau voi bani. Și dumneavoastră, nu trebuie să facem asta. Și dumneavoastră și ceilalți concesionari care nu și-au îndeplinit. Dar sunt foarte mulți care nu s-au îndeplinit. V-a spus că dacă ați ascultat cu atenția, ați spus la început. Sunt foarte mulți care au fost notificați și dumneavoastră. Și de ce n-au fost și ei? Dar au fost notificați în 2020. Dacă vorbim de 2004 n-au construit, 2006 n-au construit, în 2020 au fost notificați, n-au venit. Toate concesiunile sunt în 2000, nu știu, până în 2007, da? Domnule, aveți dreptul să le votați, să vă abțineți, să vă abțineți. Nu, vreau să le eu vreau să eu aici susțin interesul localității, acum vreau să le doamnă susțineți. Am zis că este foarte binevenit, dar nu putem face nedreptatea pentru unii și dreptatea pentru alții. Adică trebuie să măsurăm cu același cântar pentru toată lumea. Dacă vă rândă. Da, pentru că... Și avem un exemplu care vă putem lua. Avem pe domnul Mura, nu? Ia să ne vedem. Așa, la urmă. Deci mai adică un cântar. Nu m-ați supărat. Adică nu m-ați supărat. Vă rugăm frumos să păstrați liniștea. Vă rugăm frumos să păstrați liniștea. Vă rog frumos. Vreau să spun și aici. Dumneavoastră, domnul Tava. Tu ne-ai venit aici la România ca să faceți... Vă rugăm să păstrați liniștea. Lasă-mă, domnule, în pace. Lasă-mă, domnule, în pace. Așa că eu în țara mea nu am nevoie să fac alea. Face dumneavoastră. Hai, domnule, să fim convertit. Vedeți. Da, la cetățea omului. Și a ies aici am omul, da? Dar nu faceți liniște, eu nu fac supărare. Nu știu, doamna președintă, cred că... Nu știu ce caută acest domn aici. Fără supărare, adică... Eu vreau să permit un an de anul. Președințul trapel deschis, dar atitudinea lui nu-i bună. Nu-i corect. Cine este domnul? Domnul Lupu. Domnul Lupu! Domnul Lupu, Cornel!
vă rog frumos. Și Cornel. Domnul Lupu Boacă, vă rog frumos, doriți să ne spuneți ceva? Vă mulțumesc. Vă rog, vă ascultăm. Eu spuneți de ce sunteți în sală. Ca să ne putem desfășura ulterior în ședința. De ce sunteți în sală, domnul Lupu? Eu ce sunt? Da. Nu ce sunteți? De ce ați venit în sală? De ce ați venit? Spuneți de ce ați venit și cum. Veniți aici, vă ascultă. Eu stau aici. Adică, ok. Doriți să vă spune, să spuneți ceva. Eu vă rog frumos să mă crediți. Eu domnul Lupu, vă rog, vă rugăm mult de tot să părăsiți sala și mâine vă așteptăm la primărie. De ce să părăsiți sala? Pentru că avem de de vorbit aici, avem niște puncte pe ordinea de zi și nu putem să ne vorbim. Eu vreau de la ce se părăsesc sala? Am și unitate, pot să particip și eu la și puteți să participați fără să deranjați ședința. Vă rog frumos. Nu mai ca domnul, mă deranjez de mine. Deci, haideți să revenim la problema concesionării. Vedeți cum o trebuie. Da, problema suspendăm și pe gata, și după aia o continuăm. Da. Dacă continuăm, domnul Sfântul, bun, haideți să trecem la concesionare. Vă rog. Da, doamna președinte. Deci, eu aș vrea să văd, deci, sunt foarte, să spunem, concesiunile s-au dat până în 2007, da? O autorizație de construcții, să spunem, care e 2 ani. Deci, până în 2009, ar trebui toți cei care, aia 156 sunt până în 2018, să aibă procesul verbal la terminarea lucrării. Să fie, numai un pic, stați, nu vorbesc de domnul. Și să-i vedem că plătesc taxe la stat. Adică asta este și interesul. Toți să plătească taxe la stat. Dar dacă noi azi am găsit două persoane care și care, hai cu ei, da. Foarte bine. Și pe ei și pe ceilalți. Dar nu numai pe ei. Mulțumesc. Domnul Beruș. Nu mai vreau să luăm. Era în spatele tău. Din respectul cu domnul Mihai, lăs să vorbească dumneavoastră și apoi... Hai, nu stucați. Mulțumesc, domnul Beruș. Vă rog. Stimați colegi, ăsta este un caz identificat. Noi pe parcurs vom identifica pe toți cei care la ora actuală nu au respectat clauzele contractuale. Pe cei pe care îi vom găsi că nu au respectat clauzele contractuale, vor face obiectul unui asemenea proiect de reziliere al contractului. Și cu asta am încheiat orice discuții. E ușor să mănânci jumătile astea cap, în timpul ședinței se face... Ori vorbim ce trebuie, ori nu vorbim ce trebuie, ce facem? Trebuiesc îndeplinite proceduri. La unele dintre ei sunt în derulare, la dumneavoastră semnalizate și urmează și altele. Adică nu putem să-i punem pe toți într-un proiect de hotărâri, să așteptăm până îi notificăm, până să avem toți. Bun, e tapizat, pot să puneți condiții, nu fiecare parte. Nu avem nimic, Doamne ferește, cu domnul Ceaușu și cu doamna Ceaușu. Nu am nicio problemă personală, nu trebuie niciun intimitate. Doar că sunt situații care trebuie reglate. Avem și curtea de cont, deci. Vreau să vă spun din treabă de materie impozabilă, de valorificare materiei impozabile. Ce am făcut, ce n-am făcut din asta. Adică chiar nu. Vorbim de 2023 vis-a-vis de anul 2006. Adică, ani grei în care putea să întâmple ceva. Chiar nu văd o altă variantă. Nu știu. Nu trebuie să zic. Domnul Perușcă, vă rog. Vreau să ia deschis o întrebare domnului primar, și, dar presupun că eu și constatare, presupun că această comisie pe care dumneavoastră ați numit-o în cadrul ATE-ului,
își desfășoară activitatea în continuare, nu? Mai vezi sigur, și ce v-a desfășoară de concepționat? Sigur. Adică nu vreau să cred să creadă că e o chestie cum... Dar nu avem o problemă, mă revert, nu avem o problemă cu familia aceea. Noi, dumneavoastră, să ai ceva dacă au venit dumneavoastră cu solicitarea aia, vor să rezilieze, oameni aia. Noi, problemă personală. Se termină după aia. Vin și documente cu aia. S-au răspândit, da. Dacă compartimentul din cadrul bateului prezintă o situație, noi nu putem decât să luăm ea. Nu avem ce să facem. La urmă, ori fiecare, dacă poate dacă se făcea să lua autorizat reconstruire, să mergea mai departe, nu ajungeam în situația respectivă. Domnul primar a fost foarte, foarte clar și concis. Acest proiect va merge în continuare cu cei care au concesionat și nu. Și au respectat clauzele foarte bine. Cei care nu au respectat clauzele se vor rezilia contractele. Mi se pare foarte normal. Și mă repet, nu ne putem permite să cumpărăm pe el la nesfârșit. Îl cumpărăm și pentru interesul comunii, bineînțeles, o cumpărăm pe el așa. Și să acceptăm ca cele pe care le avem în custodia noastră, în domeniul privat, să fie nevalorificate. Deci, într-o zi, să stea efectiv de expediști, cu mărăcini pe el, fără să, eu știu, să-și duc la finalitate rostul pentru care a fost creat. Așa este. Despre ce vorbim? Și ca să ne stăm clar, deci nu vor mai fi din loturile pe care mi rezidem, nu vor mai fi scoase la licitație, adică nu mai concesionăm. Rămân în interesul localității noastre exact pe ceea ce vă spuneam. Pentru un schimb de teren eventual. Adică am cumpărat teren, mai devreme am spus, la Ceaunaș. Nu era mai simplu să-i dăm în schimb, am luat 1000 de metri. Intrabilan, puteam să-i dăm 1000 de metri intrabilan, fără să-mi poți nimic. Da, așa și alte situații de genul ăsta. Chiar nu am o problemă cu oamenii ăștia, Doamne ferește, sau cu ceilalți care vor urma să li se rezilieze contractul. Domnul primar, păi să mi iar de ce nu mi s-au dat la șase copii niciun drept din locuință? La șase copii, niciun drept din locuință nu mi-a dat la asta. Eu unii trăiesc din lumea asta. Vedeți? I-a dus sunul ăla. Ce faci? Nu aveți nevoie. Eu am dreptate. Domnul Lupu, nu ne putem desfășura ședința. Cum? Nu ne putem desfășura ședința așa. Păi nu ne putem desfășura, doamnă, ședința așa, da? Cum ne desfășura? Adică cum? Cu domn primar ăsta, mă? Cu ăla nu? Cu cine, doamnă? Da. Eu zic că propunerea mea, nu că sunt domnii ei sau așa, dacă au edificat construcții, și domnul Stoiu au edificat construcții, deci la domnul Stoiu nu i-a trimis nimeni nicio notificare. Și el este, cum spunea colegul, că unii mai mestecă gumă, unii mai mestecă gumă în acest consiliu. Nu, că, și fac mai mult. Deci, și ăla este un caz identificat, domnul Smul. Și mai sunt și alte cazuri identificate și se știu. Păi trebuia măcar și ăla să fie aici, adică și acel teren ne trebuie ca să creăm protecție sanitară pentru puțului, că noi nu putem să le autorizăm, că nu avem protecție. Lăsați-mă să vorbesc. Dar nici domnul nu are autorizație. Cine nu are? Domnul Snow. E verificat și o să vedeți. Dar bineînțeles că am verificat, nu are. Doi termeni diferiți. Identificare și edificare de construcții. Edificarea de construcție este una și identificarea celor care nu au... Da, să ne duceți
ideea că cineva ar fi părtinitor la cele care sunt corecte, da? Nu, 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 luați-l dracul ăsta de ei. Nu. De apreciere. Deci eu nu vreau să-mi duc nicio idee. Păi nu vreau să-ți spun dacă este, dacă este să fie, că să fim drept, să fim drept cu toți. Dacă adică dacă este să-i luăm terenul, păi să-i luăm terenul la toți care n-au respectat. Dar nu știu cine e împotrivă, n-am înțeles. Cine e împotrivă să nu luăm la toți? Nu. Deci până la... Doar că nu vreau să nu luăm la toți. Din 2005, da? Până în 2007 cam ar trebui toți să termine construcții, că așa se întâmplă. Acum suntem în 2023. Din 2007 până în 2023 nu s-au putut identifica cei care n-au respectat legea. Domnule, ce mi se lăsăm așa? Nu, 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 noi lăsăm domnule. Dar asta domnule, nu am răspuns, mi-a spus o întrebare. Dar ce mai vreau să vă... S-a format o comisie care ar trebui să meargă în teren, așa este? Care n-a putut să-și ducă, adică s-au făcut câteva identificări, dar care n-a putut să-și ducă la punct de primire până la capăt problemului. De ce? S-a terminat și mandatul, la reluarea unui nou mandat, trebuia ca să revenim, formarea unui noi comisii, nu? N-a făcut nimeni un proiect de hotărâre în sensul ăsta, nici o propunere. Și așa, nu, ce nu putea ca să facă? Nu s-a făcut nimic pentru că nu s-au pus documente pentru acea comisie. Domnul Trăiestaru trăiește, da? În ce sens nu s-au pus documente? Ei, nu s-au pus, pentru că s-au solicitat. Eu am fost membru în acea comisie, dinaintea să fiu eu, era colegul meu, Niță, Bun, dar și totul nu i-a ajuns. Nu, nu, vorbesc cu... Nu, ce a rezolvat? N-am rezolvat nimic, pentru că am cerut care-i situația lotului și nu s-au prezentat. Pentru că să părere, dar n-ai cum să dau niciun act. Și dacă n-ai niciun act, ce să vezi? Doamna, să discutăm cu un subiect care nu are nimic. Bun, dacă să nu discutăm cu un dacă suntem de acord cu cercul... Păi nu, să discutăm de proiectul de ordine. Da, totuși. Haideți să le dăm cuvântul înainte, să le pun la vot. Da. Să le dăm cuvântul doamnei. Mai am o întrebare, vă rog, doamna președinte, mai am o întrebare și cu aia tetele. Domnul Ceaușu, numai o singură întrebare. Ați plătit, până la ce, ați plătit, până când ați plătit concesiunea pentru aceste regi? Până în momentul când domn primar nu a mai permis plata concesiunii. Când? A zis că nu are bază de cap. Am înțeles, stați un pic. Am intervenit. Stați un pic. Vă rog să spuneți data. Nu spuneți până când. Până la urmă, acesta nu a plătit concesiunii. Așa l-a zis. Nu, până când? Anul, în cursul acestui an, nu am plătit concesiunii. Nici pe mine, nici urmașul socrului meu nu a plătit. Bun. Fiecare vrea, pentru copiii lui, vrea să lasă o bucată de pământ unde să aibă un loc de liniște. Domnul Ceaușu, puteți să lăsați o bucată socrului meu? O bucată de liniște? Nu știu ce părere are dumneavoastră. Niciodată. Dar discriminarea pe care nu acest un om care stă în tuturor, un copil cu handicap, la care ați pare rău pentru dumneavoastră. Care ați putea. Deci soacra mea despre care v-am pomenit, jur împrejur, inclusiv la județul Bacău, este cetățean de onoare. Dumneavoastră luați de urechi o astfel de familie și o dați afară din satul. Deci luăm de urechi toți cei care l-au construit în mod legal. Începeți cu dumneavoastră, pentru că dintre cei doi care nu au respectat contractul de concesiune, așa. Primul este primăria. Așa. Deci primăria nu a respectat. E așa, e de toate. Trebuia la unul, la doi ani să... Exact, asta se desface. De ce ați încasat bani din 2007 până în 2019? Eu vreau banii înapoi. Am plătit bani din munca mea, din efortul meu, domnule, n-am avut să fac palate, n-am avut să fac vile cu turnulețe. Greșeala mea. Nu, poate am greșit epoca. Da. Sau n-am furat la timp. Dar rezultatul este ăsta. Dumneavoastră nu vreți cu comisia dumneavoastră să faceți un proces de drept. Domnule, se amendează pentru că a construit fără autorizație. Pentru ce nu faceți treaba asta? Dumneavoastră veniți și spuneți că nu-i valabil un contract. Uitați-vă întâi la bârna din ochii acestei primări. Deci nu v-ați respectat contractul de concesiune este pe durata de 25 ani. Pe mine de 6 ani mă șantajați în continuu. Bă, n-ai făcut nici nimic. Nu poți să plătești concesiunea pentru că nu am bază legală să stabilesc cât ai de plată.
Faceți o comisie și după aceea să veni să mă luați de urechi. A făcut o comisie, domnul Cioloș. Iar domnul critic aici prezent să știe că eu nu am făcut scandal niciodată. Eu îmi susțin dreptul, îmi susțin punctul de vedere, dar în limitele legii, cu politețe, domnul critic, să trăiți. Mult nu este despre. Dar am spus dumneavoastră personal, pentru că de câte ori am venit în primărie să plătim concesiunea și am ajungat la caseriță, caserița să ne amece la domnul primar, că nu am voie să mă iau bani. Ca să poți să plătesc concesiunea, trebuie să știe toată lumea de aici, am plătit-o prin virament direct în contul dumneavoastră. Doamne, ce v-a solicitat domnul primar? Să vă clarificați situația terenului, doamne. Și a concesiunii, doamne. V-am solicitat eu ceva personal sau v-am spus, doamne, faci un ceva. Nu ați spus să v-am oprit să-l construiți, Consiliul Local, v-am oprit să-l construiți. Da, când am venit, acum 2 ani și v-am rugat, am plasat în mediu. Exact, și spunea domnul Lucu, care era așa cu de are 6 copii, o oră cu netutere, da? V-a zis că nu două. În 2004 v-ați primit Ceaușul Ioan Bogdan, două v-ați primit. Două, Ceaușul Ioan Bogdan. Doamna secretar, vorbesc bine? După care, în 2006, ați translatat cumva unul pe numele socrul domnului Ceaușu și a tatăl dumneavoastră, a domnului Popescu, da? Nici din 2006 prea nu s-a întâmplat nimic. Deci despre ce vorbim? Deci vă repet, nu am nimic cu dumneavoastră și nici oamenii să s-au întâmplat cu dumneavoastră. Da? Noi trebuie să valorificăm averea comunii noastre, doamne. Nu putem sta așa să ne confruntăm. Oare construiește domnul Ceaușu? Oare nu construiește? Și am luat un teren în sat Noclia și mai am plătit încă 2 ani de zile la el. Ajung la vreo 30.000 de euro să plătesc pentru, pe tot terenul ăsta. Din prima dată, de când am luat terenul, am venit la primărie, am emis un certificat de urbanism și am făcut o construcție. Și în 2 ani de zile am terminat construcția. Acum, fără să vă supărați pe noi, puteați, dacă vreați, să beneficiați de terenul ăsta, cum și ceilalți proprietari de terenuri, că am văzut, sunt atâtea lucruri concesionate,
sunt unii care le-au vândut, care le-au construcții de acolo. Puteați să faceți demersurile necesare să construiți un cămăruț sau ceva. Da. Și atunci nu mai aveam problema asta. Noi suntem de partea de partea de partea este o cămăruță, ce este deja făcută. Suntem în condiția de intrare. Cine vrea să ne relocați? Păi nu, noi îi luăm după un document, e bine. Trebuie să colegii din compartimentul urbanistic. Și așa să facem și dacă mergem la domnul Comisar. Să mergem la domnul Comisar. Da, da, ăsta care a spus. Vedeți că nu e. Dacă nu aveți să ne folosați fără. Nu e. Așa, putem să facem o zi ceva să zicem. Uitați-l eu fac, pentru că știu de ce să fac. Vorbim din locuințe, domnul Berușa. Da, bani, poti... Că mi-e locuințe. Că mi-e locuințe. Că mi-e locuințe provizorii. Că mi-e locuințe provizorii. Din păcate, nu avem o situație ingrată în care nu îi dăm acta acestui proiect de hotărâre, pentru că așa fac lucrurile. Nu s-o mers mai departe din partea dumneavoastră. Îmi pare rău. Deci situația de la locul ăsta e contul meu. Vă rugăm. Da, bun proiectul, e bine că s-a început și se analizează situațiile astea. Totuși, fiind problemele și divergențele care sunt, ținând cont că domnul a spus că are un copil cu handicap, nu putem judeca din punct de vedere că de cine a făcut. N-a avut posibilitatea omul, probabil s-a ocupat mai mult de sănătatea copilului și n-a avut cu ce să facă acea construcție. Ținând cont că totuși s-a plătit concesiunea până anul trecut, haideți totuși să rezolvați, poate cameră, într-o situație oarecare, se poate rezolva în altfel. Domnul nu locuiesc acolo, dacă ar locui aș înțelege, dar ei nu locuiesc acolo. Deci da. Ei au unde să locuiască? De ce să dăm acest teren așa? Deci sunt atâtea teren. Deci eu chiar mă supăr, sunt aici, m-am născut în Măgura, am crescut aici. Știu orice bucățică de teren. Uitați, domnul primar știe și doamna secretară, am achiziționat 1000 de metri pătrați ca să îi dau, să-i doresc primărie. Nu mai facem paragos, ați avut posibilități de respectiv. Nu, dar vreau să vă spun, chiar dacă are un copil cu ani, ei nu locuiesc acolo, domnul meu. Da, doamnă, dar poate sunt situații mult mai nasoale decât să domnul, nu? Da, păi sunt două loturi, adică stai un pic. Domnul Valerii, trebuie să spune așa, dacă am scoate un om din casă, dacă l-am pune într-o situație dificilă, dacă are de gând la aspect social, ar fi altceva. Ar fi o problemă, într-adevăr, că doar nu e nimeni absurd. Dar sunt două terenuri care stau efectiv în paragină din 20 de ani de zi, despre asta vorbim. Nu locuiesc acolo, deci stai un pic ce vorbim. Păi chiar nu, și vă rog tare mult să vă aplicați cu maximă atenție. Deci vorba de patrimoniul comunei Măgura, pe care noi trebuie să valorificăm, trebuie să vezi și el. Deci nu vorbim din situația așa, o mai vrea, o mai face, o mai face. Domnul primar, cu ce s-a plătit o concesiune până anul trecut, da? Păi dar noi trebuie să leagă pe terenul, tocmai asta vă spun, noi leagă pe terenul, în timp ce terenul vrea să stau în paragină, pentru ce? În nelucrare, nu construiește dacă vrea, dacă nu vrea. Adică domnul ce-au spus, domnule, dar... Chiar nu v-am informat, v-am spus, dar eu cred că mi-e sub în continuare. De ce? Întrebă nu e. De ce? Și pentru ce? E valoare pentru toți ceilalți care sunt în aceeași situație. Foarte bine. Dar care nu reveni termenul, pentru că sunt niște termeni de respectat acolo. Nu puteai face notificare, sunt niște lucruri care trebuie să făcute, da. Foarte bine. Cu toții vor proceda la fel, să știți. Nu e foarte bine. Doamna, dacă, cum a zis colegul, domnul Pitic, se știe din situația lor... Prezidente, dar nu mi se pare că cineva a acaparat ședința? Poftim? Ba da! Eu n-am bătit acum domnul Pitic, acum trebuie să vorbiți cu acești diferenți. Ba da, vă rog domnul Pitic. Da. Spuneți dacă vreți să vorbiți. Nu mi se pare că cineva a acaparat ședința? Cine este domnul Pitic? Nu știu, aud o singură voce eu. Ei, înseamnă că aveți probleme la net, doamna da, vreau să întreb dacă se știa de atunci situația lor că au mai făcut scandal, sau nu știu, eu nu-i cunosc pe acești doamne. Dacă au făcut scandal, da? Păi din 2007, de ce i-a luat bani până la anul trecut? Adică, nu, deci nu-l interesează. S-a subit, dar înseamnă că cineva, domnul primar, cineva la noi în primărie nu și-a făcut treabă. Și ea, păi dar nu e așa? Nu știu. Păi da. Cum să iei banii, dar de momentul că el nu mai are contractul valabil? Cum să iei banii? Aceasta se va rezolva pe termenul juridic.
vă rugăm, haideți să supunem la vot acest acest lucru. Vă rugăm, haideți fără să... Fără părtinerii, fără dragoste, după fără părtinerii. Mai sunt discuții sau supunem la vot? Supunem la vot, vă rugăm. Deci proiectul privind... Concesionare. S-au amestecat cele două proiecte, dar acum suntem doar la primul. La numărul 8. La numărul... La proiectul de hotărâre numărul 90, privind contractul de concesiune 30 din 2006, pe numele Ceaușul Ioan Bogdan. Da? Supunem la vot. Cine este pentru? Un pic să număr, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pentru. Abțineri? Domnul Niță? O abținere, domnul consilier Niță. Împotrivă? Da, când am să văd că toți ceilalți sunt notificați, atunci am să uităm cu ambelii din voi vota. Poate nu o să mai puteți vota. Așa. Trecem... Dar de ce, doamna? Am ajuns la proiectul de... Haideți să discutăm aceste lucruri deci, după ședință. Haideți să trecem la proiectul numărul 9, nu? Ordinea 9 de pe proiectul de ordine de zi, proiectul de hotărâre 91, privind constatarea și aprobarea încetării prin retragerea concesiunii și rezilierea contractului de concesiune 33. Din 17.5.2006, înregistrat 190 din 9.5.2006, tot suprafața de 1000 din sat Crihan. Contractul a fost încheiat cu domnul Popescu Teodor, care actualmente este decedat, este fica dumnealui doamna Ceaușu Doimuța. Da, discuții aceeași situație. Aceeași situație, aceeași tot. Mai sunt discuții? Vrea cineva să mai ia cuvântul? Supunem la vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre în formă. Stați un pic, că nu pot să vorbesc eu în numele soției. Nu, vă rugăm frumos. Doamna este reprezentat prezumtiv moștenitor al domnului, dacă nu are certificat de moștenitor. Aveți certificat de moștenitor? Da, nu e moștenitor. Ați fost la notar și ați dezbătut și... Pentru că da. Uitați, mie nu... Domnul primar nu a vrut să-mi dea nimic, cu toate că avem căsuța, că nu. Doamnă, noi nu aveam cunoștință despre aceste lucruri, dumneavoastră putea să depuneți un asemenea act la noi. Și am depus și nu mi l-a primit. Ce-a luat? Am cerut certificatul de... Nu, eu vorbesc că dacă ați depus certificatul de moștenitor, dumneavoastră spuneți că ați cerut ceva de la noi, sunt total diferit. Pentru că a trimis notara. Nu a trimis certificat de moștenitor, notara, ok, spuneți dumneavoastră. Nu certificat, va cerut de la notar ca să poată să treacă în dezbaterea succesorală. Așa, calitatea de moștenitor nu ține de anumită proprietate, dar astea sunt chestii juridice, nu-i treaba mea să vă le discutăm aici. Spuneți, vă rog. Deci, pe partea lui tata este construită o căsuță fără autorizație. Într-adevăr, este din lemn, cu fundație de beton și nu are autorizație. Are doar, are prejurire, are betonat tot. Asta e. Autorizație de construire, dacă are. Nu avem autorizație de construire. Exact, aceeași față este o capară de grădină, cred că e solicitat. A fost o lege proprie. O capară de grădină din lemn cu ceva o placă de beton turnat acolo, care mai foloseau probabil dumnealor când veneau la aici. Da. E aceeași situație ca știi. Aceeași situație. Deci, într-o familie, două locuri. Ce se face așa ceva? Și sunt tineri de noștri care vor să căsătorească la un lot. Da, da. Și alungă în altă parte. Nu. Haideți să votăm. Cine este pentru? Cine este pentru proiectul de hotărâre? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 pentru. Abțineri? Domnul Nicu. Împotrivă? Da, m-am precizat la prima, avem 11 voturi pentru, îndeplinește condițiile prevăzute de codul administrativ, proiectul a fost adoptat, deci devine hotărâre. La fel și proiectul numărul 91,
a fost adoptat cu 11 pentru obținere și nu potrivă, devine hotărârea Consiliului Local. Și ultimul proiect de pe ordinea de zi, 92, suplimentarul, este prelungirea scrisorii de garanție bancară pentru grădinița 3 grupe. Scuze, nu 3 grupe, 4 grupe, 2 plus 2. Scuze, vă rugăm, doamna Boicean. Eu vreau să întreb, am înțeles din documente că s-au făcut demersuri la FIR pentru recalcularea tarifului. Da. Pentru actualizare vis-a-vis de inflație. S-au făcut demersuri și pentru găsirea altui constructor. Doamna Boicean, deocamdată nu luptăm pentru asta, încercăm să găsim soluții de finanțare pentru actualizarea proiectului. Oricât l-am actualizat noi, în baza prevederilor legale, a ordonanței 64, cred. Nu acoperă. De actualizat 64, din urmă, 64. Trebuie să facem urgență. Da, da. Mulțumim, domnule. Nu reușim să-l aducem la parametrii normali vis-a-vis de finanțare. Nu avem voie să depășim 50% din valoarea eligibilă a proiectului în ceea ce privește actualizarea. Nu putem veni cu o sumă neeligibilă din bugetul local care să vă aduc la stadiul de, eu știu, de atractibilitate cu măsul, da? Adică să fie cât de cât rentabil pentru un constructor. Vorbim acum de, cred că undeva la 6 de euro pe metru pătrat. Ce avem noi finanțat de AFIR și cu actualizările de care le-am făcut. Și nu se poate continua așa. Puțin. Da. M-am gândit că e bine să ne prelungim scrisoarea de garanție. Am făcut și demersuri pentru obținerea unor fonduri guvernamentale, dacă este posibil. Alături de alte proiecte, proiectul nostru este discutat la nivel de guvern, să vedem. Dumnealor încearcă să găsească o soluție pentru astfel de situații. Nu sunt foarte multe adevărat. Și sperăm care să și găsim soluții pentru ducerea pe mai departe a construcției de acolo. Nu știu, constructorul actual cu un alt constructor. Vom vedea exact cam ce măsuri să impun să luăm la momentul în care vom avea cel mai principalul element, banii. Banii ca să putem duce să putem construi grădinița. Da. Din păcate, nu știu. Nu ne-am pleiat noi, nu am reușit constructorul. A venit că vă rog ăsta cu noi, cu scumpirile astea, deci nici nu ne putem apropia ultima valoare să duce undeva la 5 milioane de lei, deci undeva la 1 milion de euro. Cam ce se poartă astăzi, e vorba de 1000 de euro pe metru pătrat. Cred că știi toată lumea cam atâta metru pătrat de construcție. Cam aici metru pătrat de construcție. Dacă vorbim de 1000 metri pătrați construiți, care grădinița cu 4 grupe, cam acolo stăm. Cam la 1 milion de euro. Cam aici ar trebui să ne situăm. Ori noi avem ca și valoare finanțată de AFIR, 2.700.000 de lei, deci 500.000 de euro. Și cu ce am mai pus noi undeva la cât? La 600.000 de euro. Trebuie 400.000 de euro. Deci noi ar trebui, nu avem voie să depășim cu 50% din valoarea eligibilă. Deci împărțim 2.700.000 de lei la 2. Am mai putea să punem 1.300.000. Și tot nu ajungem unde trebuie. Ei, asta se discută la... Dar gândesc că n-ar trebui să ne plâng de descoperiți cumva. Adică suntem la... Nu, am întrebat doar așa. Da, da. Dar trebuie să cunoaște toate aspectele. Sau perspectivă viitoare, e clar. E bine să cunoaște toate aspectele. De lungit, doar și poate, dar ca perspectivă am întrebat. Ne dorim tare. Dar eu știu, poate reușim. Dacă nu am reușit, căutăm alte soluții de finanțare. Vom vedea. Am discutat inclusiv cu cei mei. Poate schimba și destinația clădirii? Nu știu. Poate avem noroc, cum au avut noroc Pădutul, că au început cu fondul guvernamental în 2007-2008. Da. Mai sunt situații din astea în care guvernul... 14 au fost din urezi fonduri și s-au finalizat, da. Adică... Fix și tot ce pentru am vrut să renunț? La un moment dat cineva spunea, domnule, cred că e mai bine să renunț. Nu renunț niciodată, nu se poate. Dar cum să renunț? Nu, am primit finanțarea asta, așa, cât îi ia, cum îi... de 500.000 de euro, o venită volum pe ăsta. Cineva o să trebuia să uite și la noi într-o bună zi. Deci și nu lasă așa, că doar până la urmă nu din vina mea, ca primar, a secretarului, sau dumneavoastră a Consiliului Local. Că ați dat o dată toată bunăvoința, Doamne ferește, ați aprobat, ați fost zi și noapte aproape aici, când am avut nevoie, de ședințe extraordinare, de îndată, tot ce a fost necesar ca să te înainte.
Dar dacă toate scumpirile astea ne-au adus în situația în care nu putem să mergem mai departe, căutăm soluții tot împreună și eu sper că găsim, nu trebuie să găsim. Eu sunt optimist așa în politică, nu pierd nădejdea. Având în vedere reducerea cheltuielilor bugetare recente anunțate pe toate poziții, cum se pune problema, o altă sursă de finanțare am putea identifica? Nu vizează fondurile europene sau susținerea proiectelor în derularea și în derularea fondurilor europene. Reducerea respectivă pe cheltuielile materiale, pe toate astea. Aici vizează domnul prim-ministru cu proiectul cu ordonanța deja. Deci proiectele derulate, să înțeleg că... Ordonanța de urgență. Care s-a în derulare, nu vreau să meargă mai departe. Da. Chiar proiectele și aportul... O vedea, e până la 31 decembrie, nu știu cum va funcționa. Eu sper că ar găsi soluții pe cea și dacă... Pentru ce nu este pentru? Pentru... Abțineri? Nu sunt abțineri, da? Deci avem 13, pentru că domnul Berlușcă ne-a încetat de la scuvătare și exprimată. Deci proiectul a fost adaptat, ne ajuns la punctul de discuții. Terminat ordinea de zi. Să înțeleg că nu sunt discuții? Da. Să înțeleg că nu sunt discuții. Discuții? Pe okay. La o întrebare. Da. Dar toată lumea... Da. Ca să nu fie chiar vorbă într-o discuție. Da. Acum chiar pot să spun să te oarecum pe final. M-am rezolvat silnic și mai aveam pe el. Acum suntem... Mai avem de rezolvat la domnul național. Un pic. Eu zic că suntem oarecum aproape. Nu mai... E un proiect foarte greu, care nu a dat așa bătăi de cap, nu m-a venit niciodată. De așa e ca poate localități, să știți, nu mai avea noi. Durează 5, 6, 7 ani de zile, proiectul ăia se întâmplă. Cu apa, cu licitația la CRAP? Cu apa, cu licitația la CRAP, suntem în licitație, e pe ANAP, deocamdată, cred că pe săptămâna viitoare să își dă verdictul și ANAP, acolo trebuie să-mi probleme acolo, doar verificări. A 5 ori, cred că scos la licitație, am mai suplimentat în ședința din luna septembrie, cred. Nu mai știu, 8 septembrie. Nu mai știu cine mai sunt acolo. Mare dregători cu un consumul de bani. Eu sper tare să vin într-un consultor acum să avem... E nici în licitație. Așa, scos la licitație, da? Este scos la licitație. E bine să-l verificat la ANAP. Astea ca din... Aleatoriu, probabil. Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Da, aleatoriu. Nu cred că cineva are vor probleme, chiar nu aș spune așa ceva. Da? Dar trebuie verificat să verific ce probleme. Alte întrebări? Pe Mușpilă, ce s-a ascultat la asta? Nu e șansă. Dacă ar ține vremea, nu lucrează, interese, doar ce ai. E salinul de merge înainte. E foarte bine. Am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Și eu vă rugăm. Dacă există vreo prevedere legală care interzice prezentarea în Consiliul Local a exercițiului bugetar. Care interzice? Da! Nu cred. Am vorbit românești, chiar dacă sunt germani. Dar n-am înțeles, mă, românești. Este o prevedere legală care interzice prezentarea exercițiului bugetar în Consiliul Local? De la până la sau când? Cum se lucra? Nu există! Făceam odată, când eram mai tineri, domnul Mihai. Nu există domnul Polonă. Și atunci? Și atunci? Ce să stăm cu domnul primar? Spuneți. Știți că eu e mai vorbă, și nu întreb nu pentru mine, pentru un prieten. Am uitat cum arată un exercițiu bugetar. Da, de acord cu dumneavoastră. E contabil așa în concediu. Da? O fost pandemia, cred că a rămas în timp de... Domnul Chitic, cine vrea să-și îl scoate de vedea, da? Domnul Chitic, cine vrea să-și îl scoate de vedea, da? Domnul Chitic, cine vrea să-și îl scoate de vedea, da? Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră, o să ne... Vă dăm adresa să-l scoate de vedea. Intează treaba asta și chiar... Nu, e invalidă, e... Nu, la asta. Deci, mai avem cineva? Discuții, ceva? Da. Încheiem? Ședința? Vă mulțumim! Thank you.
mai era ceva, domnul Cătălin? Da?